Ok, întrebarea mea este, cât fac 7-8? 7-8? 49. Băi, vă salută, fratele Conacu, și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. De mult așteptatul episod al nostru cu 7-8 pe stradă, pentru că v-a plăcut gluma și a făcut atât tot internetul, s-a făcut gluma asta cu 7-8 cel mai mult pe Omegle. Ne-am gândit să o facem noi un pic mai profi, să o escaladăm puțin, să venim pe stradă. Suntem la Unirii, unde, bă, spre surprinderea mea, pe timpul ăsta de pandemie sunt destul de mulți oameni. Să facem un experiment foarte, foarte drăguț astăzi. O să întrebăm mai mulți oameni, 7-8, întrebarea supremă, și o să-i recompensăm pe cei care răspund. Am aici pregătit 500 de lei și sunt gata să le ofer acești bani la 10 persoane, dacă vor răspunde corect și rapid. Că asta e ideea, că dacă stai să te gândești, o întrebare elementară. Vreau să apăsați butonul de like, subscribe dacă ești nou pe acest canal și follow pe Instagram la Conacu Oficial. Să nu uităm de merch-ul ăsta frumos, rău de tot. Îl găsiți disponibil pe www.shop.conacu.ro. Intrați acolo să vedeți ultimele noutăți în materie de merch-ul nostru. Bun, acum să nu mai lungim treaba, hai să-i dăm drumul la treabă, să vedem cum reacționează oamenii și dacă știu răspunsul corect la întrebarea 7 ori 8. Vreau să-i fac un cadou băiatului. Le să-ți spun la o întrebare? Nu? E, dacă nu, să vezi întrebări azi. Salut, aveți un minut? Da. Foarte, foarte rapid. Am o chestie nouă pentru voi. Sunt gata să vă recompensez pe amândoi cu câte 50 de lei dacă îmi răspundeți rapid la o întrebare foarte, foarte simplă. Am aici bănuții, sunteți gata? Deci tot ce trebuie să faceți să răspund rapid, ok? Bun. Cât fac 7-8? 56. Mulțumim. Te pup. Ok. Ne-a luat banii. Easy money. Bă, trebuia să-i recompensez pe amândoi, nu? A zis doar unul. Bun. Bună, vrei să ne răspund la o întrebare? Am un challenge pentru tine foarte scurt. O să spun o întrebare foarte, foarte simplă și tu ai șansa să câștigi 50 de lei pe loc instant. Acum, dacă tu răspunzi corect la întrebare, ok? Ok. Bun. Întrebarea mea este, cât fac 7-8? 54. Mersi mult că ai participat. Te pup. Nu a știut. Bănuții ținem, așteptăm următoarea persoană. Salut, ai un minut? Vreau să te recompensez cu ceva dacă răspunzi rapid la întrebare, da? E o întrebare foarte, foarte simplă. Eu te voi recompensa pe tine cu 50 de lei instant dacă răspunzi pe loc, ok? Okay. Ești gata? Cât fac 7-8? 56. Felicitări, ai câștigat 50 de lei. Mulțumesc. Plăcere. Oamenii chiar știu cât fac 7-8, e mai simplu pe Omegle și nu dau nici bani. Ia să-l vedem pe Superman, uite că l-am pe Superman clientul meu aici. Vino la mine. Vino la mine că vreau să te recompensez. Ușor le-mi faci, așa. Ok, dacă vrei să-mi răspunzi corect. Corect. Sper să răspunzi corect. Vreau să te recompensez. Îți dau 50 de lei dacă răspunzi la o întrebare foarte, foarte simplu, ok? Bun. Întrebarea mea este, cât fac 7-8? 7-8, 56. Felicitări, ai câștigat 50 de lei. Cu ce e cu asta? Știi cu câștigul ăsta? Nu contează. Ai câștigat, sunt bănuții tăi. Vreau o bere. Vreau o cu drag. Bate pumn aici. De ce crezi că merg așa îmbrăcat? De ce? Vin de la o manifestație de la Ministerul Sportului. Așa? Împotriva orelor de sport. Împotriva orelor de sport cu masca pe gaze, pe figură. Așa? Faptul că au închis sale de sport, activitatea sportivă, programul la ora 6 în casă, la ora 7 în casă. Și oamenii au fost prezenți acolo? Au fost pentru sport, dar are legătură și cu nebunia okay. asta și cu toate abuzurile care se fac din partea. Ok, chestia asta apare pe YouTube. Îndeamnă-i pe oameni la ceva. Faceți mișcare fizică, fără mască la orele de sport, ieșiți în aer liber, mișcarea face bine. Sunt profesor de sport și nutriționist, asta crește imunitatea, nu injecțiile astora, care sunt, nu sunt cu virus așa slăbici, sunt cu diverse alte tehnologii, cu ARN mesager, care pot modifica structura ADN-ului și pot produce boli autoimune. Deci în față de vaccinul alea care știam noi că erau bacterii de alea mai slăbite, iar masca asta după 2 ore după ce respiri pe ea, te auto îmbolnăvești singur. Deci face sport, asta e cea mai importantă chestie. Mulțumim frumos. Mulțumim frumos, să trăiți, o zi bună. Vreau să te recompensez cu 50 de lei dacă îmi răspunzi corect la o întrebare. Hai, dar tu mă urmărești pe YouTube, nu? Recunoști? Am zis că te-am recunoscut, okay. Dar nu știu așa bun. Cum te cheamă. Ok. Am 50 de lei pentru tine dacă îmi răspunzi instant la o întrebare, ok? Spun. Cât fac 7-8? 48. Nu. 56. Mai încercăm. Mersi mult, pa, 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 pa.
Nu vă supărați, aveți un minut, vreau să vă pun o întrebare foarte, foarte simplă. Vreți? Okay. Da. Ok, fiți atenți aici, sunteți puștoice. Okay. Numele meu este Conacu, vreau să vă întreb o singură întrebare, foarte simplă, voi ar trebui să știți și sunt de acord, dacă răspundeți toate odată, să vă dau câte 50 de lei la fiecare, ok? Ok, o să vă întreb pe voi. Deci, câte 50 de lei de fiecare, dacă răspundeți corect, amândouă la unison, da? Bun, întrebarea este, cât fac 7 ori 8? 56. Ok, dar nu ai zis. Tu ai 50? Tu ai 50? Felicitări! Mulțumim! Pa, pa, mersi! Am făcut o faptă bună, pentru că mă așteptam să știe că sunt mici. Dar tipa n-a vrut și a 50 de lei, așa că mai avem câțiva bănuți de vreme. Vrei să ne răspund la o întrebare? Da. Ok, cum te cheamă? Salut, Ciprian. Ciprian. Fii atent, Ciprian. O să te recompensez cu 50 de lei dacă răspunzi la o întrebare rapid. Ok? Ok. Bun. Ești pregătit? Cred că da. Ok. Cât fac 7 rop? 7 rop, 56. Felicitări, Ciprian. Felicitări, Ciprian. Bate pumnul aici. Unde apar? Poftim? Unde apar? Pe YouTube la Conacu. La Conacu, credeam că ești Conacu, dar nu i-am spus. Subscribe la Conacu. Mulțumim, mulțumim, mulțumim. Te pup, te pup. Bă, bă, ce îmi place cel mai mult? Îmi place reacția oamenilor. Îmi place că nu se așteaptă nimeni pentru o întrebare așa de simplă să-i dai bonus pe stradă. Și să pare că aduce niște zâmbete, fără să vreau. Credeam că să aducem chestii care nu sunt ok. Vrei să ne răspund la o întrebare? Am un challenge pentru tine. Scurt. Ok. Bună. Vrei să ne răspund la o întrebare? Am un challenge. Am un challenge pentru tine. Cum te cheamă? Andreea. Andreea, pe mine mă cheamă Alex. Am un challenge pentru tine foarte scurt. Poți să câștigi instant 50 de lei dacă răspunzi corect la o întrebare. Corect? Corect. Vrei să participi? Particip. Ok. Întrebarea mea este: cât fac 7 ori 8? 7 ori 8? 49. Nu. Bate pumnul, e 56. Pe 77, 42, nu? Da. Pe 7, 49. Nu. 47, 49. 47. 7 ori 8, 56. 56. 8 ori 7. Așa e mai bine. 56. Mersi mult că ai participat, Andreea. Ok, te am pup. Reușit. Scuze, nicio problemă. E ok. Ciao. Bună. Vreți să-mi răspundeți la o întrebare? Am un challenge scurt pentru voi. Vă dau câte 50 de lei dacă răspundeți instant la o întrebare foarte, foarte simplă. Vreți? E foarte, foarte simplu, pentru că sunteți două normal, întreb câte un om, trebuie să-mi răspundeți amândouă dată, ok? Are instant. Și vă recompensez cu câte 50 de lei. Bun, întrebarea mea este, cât fac 7 ori 8? 56. Felicitări. Felicitări. Ok. Cum vă numiți, că nu mi-a zis? Ilinca și Ilinca. Ilinca și? Ilinca. Și pe tine, Ilinca? Da. Și pe tine tot, Ilinca. Da. Mersi mult că ați participat, Ilinca. Pa, pa! Avem bani de mare, a zis. Mai avem încă două bancnote pentru doi oameni, să sperăm. Ia să vedem. Bună ziua, vreți să-mi răspundeți la o întrebare? Bună. E foarte, foarte simplu. Vă recompensez cu 50 de lei dacă răspundeți instant la o întrebare corect. Ok? Pentru cel mic. Ia spuneți. Cât fac 7 ori 8? 56. Felicitări. Nu cred. De ce? Ba da, felicitări, sunt banii dumneavoastră. Așa am făcut cu toată lumea până acum. Dar de ce? Fac un experiment. Felicitări. Pe cuvânt? Da, 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 da. Mulțumim. N-aveți pentru ce? Te pup, bro, te pup. Bă, da, știi ce mă interesează pe mine? Salut. Zi. Te știu după YouTube. Te pup, bro, te pup. Vrei să răspunzi la întrebare? Sigur. Ok, bine, pe tine nu te plătesc că mă cunoști. Da. Bun, întrebarea mea este, cât fac 7 ori 8? 78. Mai încearcă o dată. 7 ori 8, 63. Încă o dată. 53. Aproape. Da, e 54. Bravo. Nu e 54, e 56. 56? Da. Am făcut ters. Nu te-ai făcut. Salută-i pe oameni, spune-le să dea subscribe. Da, subscribe acum, cu cel mai tare. Omegle. Omegalist. Omegalist, nu știu. L-am făcut pe stres un dis? Eu zic că da. Sigur? Da. Ați auzit ce zice băiatul, rupeți butonul ăla de like, așa trebuie. Te pup, bradere, noi ne continuăm treaba și așteptăm, mersi mult, așteptăm următoarea persoană, pentru că mai avem doar o singură bagnotă să-l o dăm oamenilor. Hai să vedem cine va fi fericitul câștigător sau nefericitul neștiutor, să zicem așa. Bun, hai să vedem încă o persoană. Bună, putem să vă punem o întrebare? Da. Doar că problema e în felul următor, eu fac un experiment pe stradă, mai am doar 50 de lei, una dintre voi care vrea să răspundă la o întrebare. Sau puteți, vrei tu? Da.
Ok, deci am o întrebare foarte simplă. Te voi recompensa cu 50 de lei dacă știi răspunsul instant. Pentru că e foarte simplu, ok? Da. Bun, cum te cheamă? Ioana. Cum? Ioana. Așa, Ioana. Bun, întrebarea mea e în felul următor. Cât fac 7 ori 8? Oh, shit. 56. Serios? Felicitări, Ioana. Mersi. Foarte tare. Felicitări, felicitări. Bă, am observat o chestie foarte, foarte tare și anume că oamenii gen se bucură de recompensă la modul ăsta. Chiar se bucură de recompensă și îmi place treaba asta. Și am dat și ultimii 50 de lei și se pare că majoritatea românilor știu să răspundă corect la întrebarea 7-8. Pe Omega e mult mai simplu, să nu mă criticați foarte dur. Vreau să văd și sincer de la voi ce notă primesc, pentru că îmi tremurau și mâinile și picioarele. La un moment dat vorbeam doar eu în microfon. Băi, sper că v-a plăcut foarte mult clipul de astăzi și mă gândesc să fac o serie nouă, așa că în rubrica de comentarii să-mi scrieți acolo dacă vreți să continui seria, dacă vreți să mai pun și alte întrebări și să-i recompensez pe oameni cu bănuți pe stradă sau în orice alte locuri, să-mi scrieți în rubrica de comentarii acolo ce fel de întrebări să le mai pune oamenilor și dacă vreți să continuăm seria asta. Și țineți minte, vă rog, ăsta a fost un clip pentru amuzament, ne-am distrat, s-au distrat și oamenii, au fost și recompensați aproape toți, pentru că n-au știut chiar toți la întrebarea noastră răspunsul. Cum am zis, e un clip pentru amuzament. Sper să-l apreciați cu un like, subscribe dacă ești pentru prima oară pe acest canal și nu uita Conac Oficial pe Instagram și shop.conacu.ro pentru mărci o sablană. Ceau, vă pupă, fratele! Povestea mea e fix cum o prezint. Nu mă ascund după degete, eu spun ceea ce simt. Mie nu-mi pasă că e ușor sau că e greu, o să rămân Conacu și așa va fi mereu. Povestea mea e fix cum o prezint. Nu mă ascund după degete, eu spun ceea ce simt. Mie nu-mi pasă că e ușor sau că e greu, o să rămân Conacu și așa va fi.